Autoritatea pentru Reformă Feroviară a publicat marți pe site-ul instituției un comunicat prin care informează că, începând cu data de 1 iunie 2024, urmarea finalizărilor de reconstrucție a podului de cale ferată de pe râul Argeș, se preconizează redeschiderea serviciului public de transport feroviar de călători pe ruta București-Nord, București-Progresul, Giurgiu și Retur. În document se arată că serviciul va fi efectuat de operatorul de transport feroviar de călători SNTFC CFR Călători SA cu 7 perechi de trenuri pe zi, conform unui program preliminar. De asemenea, site-ul Hot News a publicat și programul propus de CFR Călători. Din gara București-Nord, plecările vor fi la orele 3.31, 5.45, 8.28, 10.25, 13.50, 16.44 și 19.16, în timp ce din gara Giurgiu-Oraș, trenurile ar urma să plece la orele 4.39, 6.02, 8.00, 10.54, 14.13, 16.20 și 19.39. Cel mai rapid tren va face 2 ore și 4 minute pe cei 93 de kilometri, iar cel mai lent 2 ore și 19 minute. Autoritatea pentru Reformă Feroviară a mai anunțat că în viitorul apropiat vor fi demarate proceduri competitive între cei 6 operatori români care implementează contractele de serviciu public feroviar în scopul suplimentării serviciului de transport feroviar pe ruta București-Nord, București-Progresul, Giurgiu, astfel încât să se ajungă la 19 perechi de trenuri pe zi în funcție de rezultatele înregistrate și de solicitările primite.